Primăria municipiului Pașcani nu are deocamdată o soluție pentru decongestionarea traficului rutier în intersecțiile de pe strada Moldovei, situație cauzată de defectarea semafoarelor, dar și al traficului greu deviat prin Pașcani, după ce podul de la Șcheia a intrat în reparații. Chiar dacă zilnic, mai ales în perioadele de vârf, sunt înregistrate ambuteiaje și se circulă cu dificultate, viceprimarul Cristian Rățoi susține că nu este nevoie de prezența sau unui polițist local în intersecție pentru dirijarea traficului, pe motiv că trebuie respectate regulile de circulație, iar șoferii care nu le cunosc ar trebui să le învețe. Mai mult, edilul a spus că nu vrea să creeze o problemă de personal poliției locale. Vreți să vă referiți la faptul că ar trebui să fie un polițist în intersecție? Eu vă spun la modul cel mai sincer, ar însemna un om, eu știu, un minus din modul cum își organizează dumnealor activitatea și, sincer, acum, oare chiar am ajuns să nu mai știm semnele de circulație, să putem circula după semne, până să se inventeze semafoarele astea, au fost semne de circulație. Haideți să fim alea cu oameni și știu, sunt probleme. Doamne, dar dacă nu știi cumva, apelează, domnule, la o persoană care să-ți explice. Uite, domnule, intersecția cu tare, dacă ai așa, faci așa. Și gata, nu mai știu nici eu ce... Nici semafoarele nu vor fi repuse în funcțiune, ele nu pot fi reparate pentru că primăria nu mai are contract de mentenanță cu o firmă de specialitate și nu se dorește încheierea unui nou contract pentru a se face economii. Mai mult, unul dintre semafoare a fost stricat în urma unui accident rutier, iar acum se caută soluții pentru obținerea de despăgubiri, a mai spus viceprimarul municipiului în cadrul conferinței săptămânale de presă. Am vorbit și cu domnul Popa de la Serviciul de Gospodărie Comunală. Ne-am dat drumul la semafor, dar avem semaforul de pe stâlpul care a fost lovit. A căzut jos și s-a spart și din carcasă și tot absolut. Și acum vrem să vedem ce posibilități avem. Trebuie să achiziționăm un semafor. Iar achiziții. Trebuie, dacă persoana care este vinovată, care l-a dat jos, trebuie să ne constituim parte civilă în procesul așa pentru a recupera banii de la persoana respectivă. Deci vedeți că sunt o grămadă de documente, vă spun sincer, ca să poți să iei un cui, trebuie să faci 30 de hârtii. Dacă era prevăzut cu un program, dacă era prevăzut unde să-l folosești, dacă era mai nu știu ce, singura soluție este amenajarea sensorilor giratorii. Toate trei odată, susține viceprimarul municipiului, dar proiectul este de durată. Deși primarul Marius Pintilie a anunțat că sensul giratoriu de la intersecția străzilor Crinilor cu Moldovei va fi amenajat până la sfârșitul săptămânii trecute, lucrările au fost blocate, pe motiv că sunt necesare proiecte, avize și mai ales aprobarea Consiliului Local. Situația era cunoscută dinainte, dar s-a încercat realizarea investiției fără proiecte și fără acord consilierilor. Lucrurile s-au complicat după măsurătorile făcute de specialiști la fața locului. Proiectul inițial, prezentat poliției de circulație, a fost greșit. Pentru realizarea intersecției trebuie o suprafață mai mare de teren, schimbată geometria zonei și tăiate două porțiuni de trotuar. Viceprimarul spune că vor fi găsite soluții și pentru amenajarea căilor de acces, dar pentru ocuparea spațiului verde sunt necesare alte demersuri și avize. De asemenea, în zonă sunt două canale tehnice ale unui operator de telecomunicații, care complică și mai mult lucrurile. Vreau și cele trei sensuri giratorii să vedem eventual cum facem, să le dăm drumul la toate trei. De ce? De asta aștept să mă întâlnesc cu reprezentantul de la ISTE. Pentru că noi trebuie să facem și un parteneriat, un contract, parteneriat public-privat și trebuie să apuce și el de treabă, adică când i-am dat drumul, nu-mi pot permite să dau drumul la un sens giratoriu și într-o parte să am semafor, pentru că duce la blocaj.
Deocamdată nu este clar nici cine urmează să facă investițiile și cine achită notele de plată. Viceprimarul Rățoi susține că din cele 3 sensuri giratorii, 2 ar urma să fie amenajate de dezvoltatorii care construiesc un nou centru comercial în locul fostei fabrici Retrom, iar unul de primăria Pașcani în parteneriat public-privat. Documentul trebuie aprobat de Consiliul Local, la fel ca și studiile și proiectele tehnice. Până când vor fi rezolvate toate problemele, ar putea trece și câteva luni de zile. Rățoi a mai precizat că cele 3 sensuri giratorii vor fi date în folosință în același timp, dar până atunci șoferii și pietonii ar trebui să aibă răbdare. Bun, dar toate modificările astea presupun aprobări și timp, nu? Care ar mai fi în momentul de față, din punctul dumneavoastră de vedere, termenul de realizare a investiției? E clar, nu s-a putut realiza până la sfârșitul săptămânii trecute. Acum, care ar fi următorul? Deci eu de asta nu m-aș grăbi cu o dată exactă cu asta. Nu, haideți să vedem că dacă mai sunt și chestii de aprobări de pe la Apa Vital, de pe la telefoane, de pe la, mai știu eu, care gaz și alte treburi de astea, vă dați seama că nu poate fi făcut în 2 timp și 3 mișcări. Menționăm că municipiul Pașcani are 4 intersecții semaforizate, din care doar 2 funcționale și un singur sens giratoriu, amenajat provizoriu. În vara anului 2018, primăria a cheltuit din bugetul local circa 400 de mii de lei pentru amplasarea de semafoare la intersecțiile străzilor Gării cu Ceferiștilor, grădiniței cu Ștefan cel Mare la Spital, grădiniței cu Moldovei la Constructorul. Acum cele din intersecția de la Constructorul urmează să fie scoase din uz. O mașină a fost cuprinsă de flăcări joi dimineața în jurul orei 7 pe drumul național în localitatea Ruginoasa. Pompierii de la substația din municipiul Pașcani au fost chemați în ajutor. Din păcate, focul s-a extins cu repeziciune, iar autoturismul a fost distrus aproape în totalitate. Conducătorul auto a fost cel care a anunțat pompierii despre ce se întâmplă și a cerut sprijin. Astăzi dimineață, puțin după ora 7, un echipaj de intervenție din cadrul secției de pompieri Pașcani a intervenit în localitatea Ruginoasa pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism. În urma incendiului a ars autoturismul în proporție de 90%. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un cablu electric defect, în urma unei acțiuni mecanice sau fizice. Traficul rutier s-a desfășurat fără dificultăți. Șoferul a avut prezență de spirit și a reușit să ducă mașina înainte de a fi cuprinsă de flăcări într-o parcare. Sărbătoarea Rusaliilor aduce o mini-vacanță în sistemul public, astfel că pășcănenii trebuie să știe că luni 21 iunie, când este a doua zi de Rusalii, toate instituțiile publice, primăria, finanțele, școlile, spitalele sau băncile sunt închise și transportul local din municipiu și suburbii va fi modificat, astfel că orarul curselor va fi ca cel din zilele de sâmbătă și duminică. Primele curse vor porni de la ora 5:20, iar ultimele vor fi până la ora 16. Programul de transport public local va fi în conformitate cu prevederile articolului 21 alineatul 2 din contractul de delegare a Serviciului Public de Transport Public Local numărul 15.888 din 2020 și va fi același cu programul de sâmbătă, respectiv duminică. Și anume, plecare prima cursă 5.40 și ultima cursă 15.30 din Gara Pașcani. Lunca 5.20, ultima cursă 16 din Gara Pașcani. Blăgești, prima cursă 7.30, ultima cursă 12.00. Boșteni și Todoneni, plecare 5.45, ultima cursă 15.30. De asemenea, căile publice din municipiul Pașcani vor fi măturate și spălate cu automăturătoarea de tip Carab, iar întreținerea va fi asigurată de 4 salariați ai societății, 4 salubrizori, și anume 2 în zona vale, 2 în zona deal.
Și cantina socială din municipiu va fi închisă în ziua de luni. Peste 100 de beneficiari vor primi hrană rece de vineri pentru cele 3 zile libere, sâmbătă, duminică și luni. În pachete vor fi puse preparate, brânzeturi, conserve și dulciuri. De precizat este faptul că pogorârea Duhului Sfânt sau Rusaliile este una dintre cele mai importante sărbători creștine și este celebrată la 50 de zile după Paște și la 10 zile după Înălțarea Domnului. Românii vor mai avea zile libere și în următoarele perioade din an. 15 august, Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie, Sfântul Andrei, 1 decembrie, Ziua Națională a României, 25 și 26 decembrie, când este sărbătorit Crăciunul. Sărbătorile legale în România sunt zilele declarate prin lege ca fiind nelucrătoare, altele decât zilele de weekend. Administrația locală din municipiul Pașcani a pregătit un proiect cu activitățile care vor avea loc în perioada iulie-decembrie 2021. Deși suntem în plină vară și urmează vacanța mare, în cele 3 luni de căldură nu va fi niciun spectacol, activitate de recreere sau distracție pentru copii, adolescenți sau tineri. Singurele programări sunt în iulie, cupa pensionarilor la pescuit, în parteneriat cu Asociația Pensionarilor Făclia și premierea șefilor de promoție și a elevilor cu media 10 la evaluare și bacalaureat și în august o campanie de conștientizare pentru colectare selectivă. Am terminat și calendarul activităților culturale pe anul 2021, deci din acest moment până la sfârșitul anului. Calendarul de activități pe 2021 este finalizat cu sume cu tot absolut, o să vă punem și dumneavoastră la dispoziție și pentru la anul o să vă punem să vedeți exact ce și cum, iar pentru la anul aș vrea, cel puțin asta este viziunea mea, ca și responsabil pe acest compartiment, aș vrea ca tot ce înseamnă activitate culturală, sportivă și a cultelor să fie o împletire. Ceva mai multe activități sunt prognozate în toamnă. În septembrie vor fi două, Caravana Filmului Românesc, cea de-a noua ediție, și o expoziție cu degustare și vânzare de vinuri, Moldavia. În octombrie sunt 4 evenimente programate. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită printr-un concurs de Scrabble, și premierea Cuplurilor de Aur, o campanie de prevenire și combatere a cancerului la sân, un târg de produse agricole tradiționale și crosul toamnei. Parteneri din mai multe domenii îi veți vedea și pe acest calendar, dar de la an la an vom încerca să atragem mai mulți parteneri și sponsori, tocmai pentru a avea activitățile bine organizate și ceva mai bine făcut decât a fost până acum. În noiembrie, primăria își propune să organizeze un singur eveniment, și anume Cupa Sadoveanu la șah. Luna cadourilor, decembrie, pare a fi mai generoasă în activități, începând cu manifestările dedicate Zilei Naționale a României, apoi un concert de colinde și aprinderea luminilor festive de sărbători, scrisoare pentru Moș Crăciun, primirea colindătorilor la primărie și pe 31 decembrie, în ajun de anul nou, foc de artificii, jocuri laser și spectacol cu artiștii locali. Toate aceste activități sunt trecute într-un proiect care urmează să intre în dezbaterea și aprobarea Consiliului Local. Administrația locală din Pașcani se află în impas și nu are capacitatea de a rezolva dosarele cu probleme de fond funciar ale pășcănenilor pe motivul lipsei de personal. În cadrul conferinței săptămânale de presă, viceprimarul municipiului Cristian Rățoi a recunoscut că primăria Pașcani se află în imposibilitatea de a soluționa cererile cetățenilor cu privire la eliberarea titlurilor de proprietate. Pentru a depăși această problemă, primăria își dorește să facă angajări și să formeze echipe noi de specialiști, dar și juriști, mai ales în cadrul compartimentului
Institutului Registrului Agricol și a Serviciului de Cadastru. În acest sens, în perioada următoare, ar urma să fie organizate concursuri de angajare. Mari progrese nu s-au făcut. În schimb, domnul care lucrează acolo pregătește toate documentele. Oamenii vin, depun cereri când vin aici și pregătește și vede toate documentele care sunt, ce anume mai trebuie și așa. Astăzi am avut câteva persoane și a discutat cu ele, le-a prezentat documentele. Ce să vă spun, oamenii știau că actele sunt la ea și ele erau la Pașcani. Aștept să vină domnul primar și doamna secretară și neapărat trebuie să luăm o hotărâre. De menționat este și faptul că blocajul prin care trece primăria nu este o situație recentă, ci se explică mai ales prin reticența specialiștilor de a participa la concursuri, fie din cauza salariilor mici, fie ca urmare a condițiilor de concurs impuse de lege, mai ales pentru debutanți. Mai exact, în cele mai multe cazuri, o cerință obligatorie este un minimum de vechime în specialitatea studiilor absolvite. Nu vin oameni la examen. Vă spun drept că am făcut o analiză și am observat că așa e. N-ai cum să-ți vină pentru un salar de 2000 de lei când un cadastrist, vă dați seama, face o lucrare, ia undeva la 3000. Mai face o lucrare, ia nu știu cât. Mai face nu știu ce, mai ia atât. Deci un om care într-o lună ar trebui să fie undeva la vreo 13-14.000 de lei, s-a adus la 2.000 de lei. Deci asta este problema. În schimb, ar trebui căutat, vedeți că mai este un paradox. Vrei să angajezi o persoană. Când te uiți, vezi că persoana respectivă a terminat facultatea. Obligatoriu, am primit răspuns de la cei de la resurse umane, că obligatoriu trebuie să aibă un an vechime. Păi frate, dacă omul ăsta a terminat facultatea, de unde vrei să aibă un an vechime? Deși au trecut 7 luni de mandat și implicit tot atâta timp de când promisiunea că vor fi soluționate cererile de fond funciar, oamenii vin în fiecare săptămână la primărie, dar obțin aceleași răspunsuri. Cei mai mulți dintre ei se plâng că sunt într-un proces lung de obținere a titlurilor de proprietate și par să nu găsească sprijin în reprezentanții primăriei, ba mai mult, pășcănenii prezenți astăzi la audiență au primit un nou termen de așteptare, de câteva luni bune până ce ar urma să se ajungă la o rezolvare. Mai vine săptămâna fără timp, mai vine nu știu când, mai vine nu știu când, la telefon, dacă vedem, nu răspundea, s-a zisat tot. Trebuie făcută adresă, sesizare, către primărie. V-am depus dosarul cu tare, vreau să-mi spuneți care este starea. Trecea 30 zile, depuneați iar și după aia cu acel lucru, răspuns, mergea să vedeați. Treburile erau făcute din blocurile acolo, dar atunci nu mai eram noi în situația asta de genul. Deci ceea ce noi... Dar mai vrea să nu o luăm, cum spune dumneavoastră, că îți face servința să-l trimite, trebuie să mai stau văd la el, trebuie să vin după... Sper, să ne iau trimite... Nu cred că să mai stați 2 ani. Eu așa vreau... De obicei, 3-4 luni vreau să vă luăm maxim, așa am înțeles. E greșit titlul de proprietate. Eu trebuie să dau un coac de casa acolo, de anul și să fie menționăm că în ciuda faptului că unul dintre principalele obiective cu care actualul edil a candidat pentru câștigarea alegerilor a fost rezolvarea problemelor de fond funciar, datele de la sfârșitul anului trecut arată că doar 4.656 au fost rezolvate, iar peste 2.000 încă nu au fost soluționate. De asemenea, în așteptare la Comisia Județeană de Fond Funciar sunt aproape 50 de dosare.
Consiliul Județean se va ocupa de achiziția și distribuirea cornurilor, a produselor lactate și a fructelor pentru copiii din școli și grădinițe. Ca în fiecare an a fost trimisă o solicitare către toate UAT-urile, iar Primăria Pașcani a transmis un răspuns, prin care au hotărât să nu își asume răspunderea pentru organizarea procedurii de achiziție. Este vorba despre hotărârea de Consiliu aprobată anul trecut, pe baza căreia se stabilește că această responsabilitate va cădea pe umerii Consiliului Județean, care urmează să se ocupe de demersurile necesare conform prevederilor legale. Pașcaniu, ca și toate celelalte UAT-uri din județ, recent am fost informat și către domnul primar al municipiului Iași, nu și-au asumat răspunderea pentru a derula acest proiect, urmând ca Consiliul Județean să fie cel care îl va implementa. Asta comportă o serie de avantaje, e mult mai ușor de gestionat, un singur contract, o singură echipă care are o viziune unitară asupra distribuției. De asemenea, pe loturile fiind mult mai mari, putem obține oferte de la producători importanți și de asemenea oferte foarte bune de preț. Deci lucrurile sunt într-o normalitate, să spun așa. Suntem în perioada în care centralizăm aceste opinii de la consiliile locale. Consiliul Județean asigură inclusiv părinții din municipiul Pașcani că nu există nicio problemă în implementarea programului Lapte și Corn. Menționăm că anul trecut distribuția produselor pentru copii în școli s-a desfășurat cu întârziere, iar acum se încearcă respectarea calendarului de distribuție, astfel încât copiii să poată beneficia în timp util de gustări. Administrația locală din orașul Târgu Frumos scoate la concurs funcția publică vacantă de inspector asistent în cadrul Serviciului Tehnic, Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Pentru acest post se solicită studii universitare de licență, absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniile urbanism, arhitectură sau construcții, precum și vechime de minim un an în specialitatea studiilor necesare. Dosarele de înscriere se pot depune în perioada 16 iunie 5 iulie la secretariatul comisiei de concurs, iar proba scrisă este pe 19 iulie, începând cu ora 10, la sediul primăriei de pe strada Cuza Vodă. Alte informații pot fi obținute la sediul instituției sau de pe site-ul primaria.tgfrumos.ro, la secțiunea Anunțuri publice concursuri. De asemenea, tot în această perioadă, în apropiere de municipiul Pașcani, se fac angajări și la primăria comunei Cotnari, pe posturile de referente de specialitate, gradul 2 din cadrul biroului Programe Dezvoltare, Investiții, Urbanism, Fond Funciar și Cadastru și referent din cadrul Centrului de Informare și Promovare Turistică Cotnari. Și la Spitalul Orășenesc Hârlău se fac angajări pentru funcțiile de magaziner și îngrijitoare. De asemenea, la Școala Gimnazială de Leni mai aveți timp până pe 30 iunie să vă înscrieți la un concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de contabil șef în cadrul compartimentului contabilitate. Tinerii și vârstnicii s-au adunat joi la Muzeul Viei și Vinului pentru a marca în mod tradițional sfârșitul anului școlar. Timpul s-a depănat în tihnă și le-a dat răgaz celor prezenți la eveniment să se bucure de activități diverse, menite să coloreze această zi cu tradiții, obiceiuri și meșteșuguri păstrate de acum mulți ani. Astăzi am desfășurat la Muzeul Viei și Vinului din Hârlău o activitate de final de an școlar cu mult entuziasm, cu foarte mult entuziasm din partea elevilor liceului nostru, dar și a profesorilor, pentru că a fost singura activitate în aer liber, singura activitate extrașcolară din acest an școlar, în care mai mult am stat în fața unui laptop. Cu mare bucurie am vrut să sărbătorim, să marcăm Ziua Națională a Iei. Un pic în avans, această zi o sărbătorim, precum bine știm, pe 24 iunie, dar deja elevii noștri vor fi în vacanță și atunci ne-am gândit să sărbătorim IA. În primul rând, prin faptul că cei mai mulți participanți de astăzi am vrut să venim îmbrăcați cu o IE, am vrut să spunem glume, ghicitori, să cântăm, să dansăm cu ansamblul folcloric al liceului și de asemenea am fost foarte încântați că ne-au venit în
vizită în ospeție. Și noi aici suntem oaspeți la muzeu, dar la noi, la activitate și la muzeu, implicit, au venit bunicuțe, mămicuțe, care ne-au povestit cum era când se întâlneau fete și feciori pe vremea lor. Astfel îmbrăcați tradițional, copiii de la Liceul Tehnologic Hârlău s-au adunat și au luat parte la ateliere de țesut, cusut și tors. Când am început eu, era cu cărbietele, cu covorașele, după aia, cu țesutul. Și ați lucrat mult? Da, am lucrat foarte mult. Ce aveți aici, dacă vreți? Sunt între nepoți care nu prea mai ești eu bănuit. Da, mulți care au uitat de furcă, au uitat de statii, au uitat de vârtelniță, au uitat de toate. Da? Aici avem furca, da. Caierul, cusul. La ce plănița? Tot aproape de zona Hârlău. Dacă vreți să ne spuneți ce lucrați. De mâna, mileuri, papuci. Și papucei, nu? Da, chiar ăsta, preș. Un preș. Și ăsta cum se spune? Împletit? Nu, croșetat cu croșetul, începe ăsta de aici, da, din resturi de material. Așa. Așa și după aceea copilul. Și eu mă gândeam la... Aș lua o cavestă. Bine, și vestă. Vestă, nu, un șal. Da, dar... Da. Depinde din materialul cu care lucrez, cu care lucrez. Așa. Mă numesc Petronela Avram și împreună cu ale mele colege, Mătase Geta, Portopandelia și Andronic Mariana, încercăm ca prin activitățile pe care le desfășurăm în cadrul catedrei să folosim tehnici tradiționale de prelucrare a materialelor textile. Cum ar fi? Țeserea, toarcerea, tricotarea și vopsirea materialelor textile. În panoul pe care îl aveți în fața dumneavoastră sunt prezentate câteva țesături vopsite cu coloranți naturali obținuți din sfeclă roșie, varză roșie, flori de soc, foi de ceapă. Tot ce am făcut și prin tot ceea ce facem, încercăm să păstrăm obiceiurile noastre. Profesor Ionescu, de la profilul construcției. Aici au realizat elevii niște machete, căsuțe, reprezentând căsuțe în stil țărănesc și în forme s-au turnat din ipsos de modelaj diferite forme. Obiecte care ele sunt lipite pe pereți sau tip tablouri. În cadrul evenimentului s-au întâlnit două generații, tineri și bătrâni, iar scopul a fost de a promova păstrarea tradițiilor, dar și de a organiza o activitate cu rol recreațional, la care elevii să participe cu drag și chiar să aibă șansa să-și însușească noi îndeletniciri. Meteorologii anunță că vineri vremea va continua să fie instabilă, iar în mare parte a țării se vor înregistra ploi. Pe timpul zilei ne așteaptă maxime de 28-30 de grade prin vestul țării, dar și sudul Olteniei și vestul Munteniei. În timp ce prin Moldova, Dobrogea, dar și în mare parte din Transilvania nu avem decât 20-22 de grade. De asemenea, de vineri de la ora 12 va intra în vigoare o informare meteorologică valabilă în toată țara de ploi însemnate și instabilitate atmosferică. Aceasta va fi valabilă până duminică la ora 22. În județul Iași, ziua de vineri ne aduce o maximă de 24 de grade, iar temporar se vor însemna averse sporadice. Instabilitatea atmosferică continuă și în weekend, iar sâmbătă și duminică vor fi perioade în care se pot manifesta averse torențiale, posibil însoțite de descărcări electrice. We'll be right back.